Curtea Veche Publishing este deosebit de onorată că domnul președinte Iohannis ne-a răspuns invitației de a se întâlni cu publicul cititor pentru a lansa la Târgul de Carte Gaudeamus cartea pe care o vedeți pas cu pas, carte care l-a însoțit în campania câștigătoare a alegerilor prezidențiale. Îl salut de asemenea pe domnul Cristian Țopescu, care va spune câteva cuvinte imediat. Vreau să spun că am lucrat cu domnul președinte și cu echipa dânsului din punct de vedere editorial excelent, deși dânsul circula în acel timp prin țară. S-au făcut foarte multe ajustări la text. Sper să fie un text care să vă satisfacă acea curiozitate care a născut această carte și despre care domnul președinte ne va vorbi. Vă mulțumesc că ați ales cartea pentru a comunica cu masa imensă de alegători. Trebuie totuși să vă spun că din acest punct de vedere, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană a industriei cărții. Există județe care n-au nicio librărie și m-am bucurat imens că în programul dumneavoastră un punct extrem de important este acordat acestui lucru. Ce vreau să vă spun în încheiere este că în momentul de față speranța este întreagă. Și asta se bazează, în esență, pe faptul că principiile sunt aceleași. Vreau să spun că dacă un oraș ca Sibiul arată cum arată, s-ar putea ca țara noastră să arate așa. Este un slogan pe care l-am luat dintr-un film în care generația mea îl știe, Pasărea Phoenix, unde un tânăr care se pricepea doar la planoare a reușit să repare un avion după o aterizare forțată. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit încă o dată și rog pe domnul Țopescu să ne spună câteva cuvinte. Bună seara, cu respect tuturor. Am în mână prima carte scrisă de domnul Klaus Iohannis, o carte despre cum și-a cunoscut soția, despre ce au spus părinții dumnealui atunci când au aflat că va candida la președinție. Este pentru prima dată când vorbește deschis despre copilărie, despre adolescență, despre sora sa, despre soția sa, despre studenția de la Cluj și despre cariera din învățământ. Merită să citiți această carte pentru a cunoaște mai bine un om care dorește să facă într-o Românie, citez, un lucru bine făcut. Felicit editura Curtea Veche, doamna Iren și domnul Grigore Arsene, pentru inițiativa de a publica această carte, prin care domnul Klaus Iohannis a intrat în lumea minunată a cărților. Și în calitate de comentator sportiv, mă bucur că după prima zi de la alegerea sa ca președinte, domnul Klaus Iohannis a jucat tenis și de aceea îi fac cadou o minge de tenis cu care să câștige meciurile următoare. Înainte de a-l ruga pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte, vreau să vă anunț că probabil va fi în curând o ediție cu un ziar în care veți putea cumpăra această carte și domnul președinte mi-a promis chiar acum că în curând vom avea o a doua ediție care va conține și o cronică a perioadei care s-a scurs de când acest manuscris a fost depus la editură. Mulțumesc mult, domnule director general. Mulțumesc mult tuturor că ați venit. Sunt extrem de plăcut, surprins de numărul mare de vizitatori la acest eveniment. Eu sunt obișnuit să intru și în librării și în târguri de carte. De obicei se văd bine cărțile și rar oamenii. Astăzi se văd bine oamenii și sper și cărțile. În mine veți avea un președinte care încearcă să reconecteze cartea la om și omul la carte, în special tânărul.
și îmi permit tot în deschidere să fac o remarcă legată de discuția pe care am avut-o la standul organizatorului. Este foarte important pentru mine, sper și pentru o bună parte dintre dumneavoastră, să dăm un semnal nu numai cu și prin carte, ci să dăm un semnal și pentru și prin cultură, la modul cel mai general. După părerea mea, cultura ne salvează. Legat de carte, este o carte pe care am gândit-o ca și metodă de a mă face un pic mai bine cunoscut. Nu am avut nici ambiții literare, nici doctrinare când m-am hotărât să scriu această carte. Am vrut însă, fiindcă a fost o carte scrisă în debutul campaniei electorale, am vrut să creez un mediu prin care pot să arăt oamenilor care doresc să știe aceste lucruri cum am evoluat în viața publică, care sunt valorile mele aduse din familie, din școală, din cercul de prieteni, cum am văzut eu dezvoltarea în spațiul public. Aceste lucruri puteți, dacă doriți, să le găsiți în cartea mea. Ceea ce nu o să găsiți este senzaționalul. Sunt un om nesenzațional. Nu am niciun eveniment senzațional de relatat, cum nici nu cred că senzaționalul este foarte important în politică sau în abordarea politică atunci când vrei să te implici pentru comunitate. Departe de mine să dau cuiva lecții prin intermediul acestei cărți, cum nu mi-am propus nici să fie un mijloc de a transmite o rețetă a succesului. Nu există o rețetă a succesului alta decât cea spusă de Einstein. 99% transpirație și 1% inspirație. De atunci nu s-a schimbat nimic. În această carte vorbesc un pic și despre casa părintească, despre familia mea, despre soția mea, Carmen, și despre orașul meu, Sibiu. Toate acestea, cred că arată ce fel de persoană publică sunt. Nu am dorit să fac destăinuiri deosebite despre viața mea privată, cum nu cred că viața privată trebuie să fie folosită în politică. Dar nici nu am dorit să evit anumite aspecte din viața mea privată, fiindcă valorile cu care cineva vine și acționează în spațiul public nu-și pot avea rădăcina decât în viața și în credința privată. În acest sens, vă mulțumesc mult tuturor celor care ați venit. Încă o dată sunt impresionat și sper să reușesc să semnez cât mai multe cărți în această seară. Mulțumesc Curtea Veche Publishing, organizatorilor târgului, și vă doresc o seară bună. Mulțumesc!
Mult de tot. Mulțumim. Nu mai fi așa citat. Cine nu? Nu mai fi așa citat. Mă curată s-a auzit de când a început. Pe lângă că e plecat tot. La camere. E plecat. Băi, nene, tu n-auzi că nu mai merge sezul la cameră, ce vrei? Deci încă o dată vă rog, cu cât vă împingeți mai mult, cu atât se va semna mai târziu. Cred că am putea demonstra pe unul în fața acestei mese. Hai.